geniul care a adus cultura spirituală a României în cultura spirituală mondială și odată cu aceea România în conștiința publică mondială. Nu numai prin excelentele realizări artistice, dar și profundele curente de idei ale artei sale. Numele său faimos este Sergiu Nicolaescu. Cu creativitatea sa, pe cât de profundă, pe cât de strălucitoare, a scos din relativitate cultura spirituală românească și a adus-o în cultura spirituală mondială. Când autenticitatea culturii naționale nu dă decât diversitate culturii lumii, acesta a adus în imediatitate explicită și necondiționată viața vie și semnificația proprie, independentă a culturii spirituale românești, ca fenomen în cultura omenirii. Ceea ce a fost realizat în cultură de acest regizor strălucit și genial, desigur, are o valoare autosuficientă și, în același timp, prevestește că și poporul său va face la fel în istorie. Filmele lui Sergiu Nicolaescu sunt la fel de importante pentru conștiința națională precum sunt pentru artă și conștiința publică mondială. Noi spunem, operele unui cinematografist neobișnuit de puternic, strălucitor și subtil sunt pătrunzătoare și prin aceasta un fel de oarecare fermitate interioară a românilor, tăria lor interioară ascunsă și oarecare tensiune a spiritului lor național, de parcă ceva se coace în spiritul lor, ceva se pregătea. Nu poate fi prins, explicat, dar se simte mult în imaginile sale și ne duce cu gândul la misteriosul potențial spiritual puternic al poporului român și potențialul acțiunii. Cu un astfel de potențial al acțiunii, astfel puterea lui prorocește despre viitorul românilor, despre posibilitățile acelor realizări, acelor fapte în istoria lor, care vor fi însemnate pentru toată lumea și vor influența istoria mondială. Dacă viața lor națională va fi sau nu marcată de aceste realizări, și dacă da, prin ce anume, nu se știe. Acest lucru nu poate spune nimeni. Istoria va spune. Dar acestea pot fi la poporul român, la întregul popor, și nu numai la personalități remarcabile în particular, și la cercuri naționale de idei și eroi. Gogol, reflectând asupra destinului Rusiei, a prezis un viitor mare pentru Rusia. Într-una dintre ultimile sale scrieri, el a scris despre aceasta literalmente așa: Sărbătoarea Duminicii Luminate va fi sărbătorită, cum trebuie să fie, mai întâi la noi decât la alte popoare. Suntem noi mai buni decât alte popoare? Nu suntem cu nimic mai buni decât alții, dar există ceva în natura noastră care ne prorocește acest lucru. Ceea ce a fost zis în secolul al XIX-lea de un mare scriitor rus s-a adeverit în mai puțin de 100 de ani. În lume este esența popoarelor trecutului. La acele amărețe, glorie veșnică, dar aproape toate au realizări în sine. Marea viață însă și este în urmă. Acestea și-au spus cuvântul, deja cuvântul lor, și acum pur și simplu trăiesc în tăcere. La români, după cum se vede, totul este înainte.
ei încă mai au în față. La aceștia poate fi în viitor marea viață istorică în sine, importantă pentru lume și gloria în lume. Românii sunt mai puțin descoperiți în istoria lumii. Imaginea celor alte popoare despre aceștia este foarte surprinzătoare prin cunoștințe extrem de slabe despre poporul român și, în același timp, cunoștințe aproape exclusiv despre acele persoane și fapte care sunt în esență private, manifestări indirecte ale spiritului și caracterului național, chiar întâmplări care nu ating esența profundă a poporului, fundamentele naționale profunde. De aceea, imaginea altor popoare despre români, de cele mai multe ori, este greșită. Geniul de cinematografie, prin curajul pătrunzător și emoționant și adevărul simplu al personajelor și evenimentelor, puterea artistică uimitoare și strălucirea creațiilor sale elimină complet acest deficit și rupe în totalitate această nenorocire. În viitor, românilor nu li se ordonă doar să se dezvăluie mai pe deplin în istoria lumii, ci și se dezvăluie în ea strălucitor. Lumea pământească a atins limita abominației, crimei, absurdității, rușinii și urâțeniei. Aceasta are mare nevoie de o transformare radicală, rapidă și reorganizare. În caz contrar, moartea este inevitabilă, iar aceasta, lumea pământească, va putrezi pur și simplu în mlaștină. Dar numai acel popor care nu a fost anterior personajul principal pe scena istorică mondială o poate scoate din mlaștina păguboasă. Acesta ar trebui să fie un nou popor, lipsit de dezamăgiri și de vina națiunilor, care a acționat asupra acesteia înainte, ca persoane principale. Un popor cu forțe proaspete, peste care nu cântărește experiența unor realizări grandioase, care au influențat cursul vieții globale. Cu toate acestea, nu au împiedicat lumea să se ducă în jos, dar în cele din urmă s-au blocat într-o mlaștină și nu știau cum să iasă din ea. Este mai mult ca probabil ca românii să fie cei care îi vor da un irezistibil impuls transformator. Sunt oare singurele filme despre viața socială modernă, despre dramele românești în secolul 20? Sunt oare singurele aceste filme uimitoare a lui Sergiu Nicolaescu, purtătoare în sine de un anumit început epic, care ne lasă să simțim puterea interioară, ascunsă și chemată să acționeze în adâncul spiritului poporului român? În niciun caz nu sunt singurele. Montate de un artist uimitor de versatil, imagini uimitoare, cu o putere epică, colosală, despre evenimentele istoriei antice românești, duc singure la concluzia. Acele evenimente sunt sprijin spiritual și istoric pentru poporul român în viitor, confirmarea marelui său potențial intern, baza dezvoltării și noi manifestări în noi ere. Strămoșii eroici de neegalat ai românilor par să-și cheme urmașii să continue mari fapte glorioase către un viitor glorios, plin de acțiuni vii. Astfel, în fața lumii este poporul viitorului și poporul acțiunii, iar viitorul este tinerețea.
Nu tocmai din această cauză cinematograful, arta indispensabilă a mișcării, a acțiunii și cea mai tânără artă, născut deja în vremurile de mai târziu, a devenit expresia sufletului, esenței, destinului poporului român și, în mod principal și mai presus de toate, este arta cinematografică cea mai profundă și cea mai strălucită a lui Sergiu Nicolaescu. Cinematografia românească în totalitate este una dintre cele mai bune, una dintre cele mai dezvoltate și mai interesante din lume. Dar în cadrul acesteia, exact acest regizor minunat, incomparabil, a atras privirea societăților altor țări către cinematograful românesc și România. O privire plină de atenție față de acestea, cu interes și simpatie. Până acum se credea că numai poezia este capabilă să exprime adevărul profund despre popor, adevărul spiritului său, idealurile sale, ideile sale, sensul său istoric, că nicio altă artă nu poate înlocui. Lumea culturală a văzut că așa a fost. Înainte de apariția cinematografiei lui Sergiu Nicolaescu, acum noi vedem, în sens propriu, vedem pe ecran, uitându-ne cu încântare la creația geniului său creator, că o altă artă, o altă poezie poate înlocui aici poezia cuvântului, să exprime adevărul despre popor cu numai puțină putere, să-i creeze epopeea. Marele regizor de cinematografie românească și mondială, Sergiu Nicolaescu, ne-a dezvăluit acest adevăr, precum filmele sale magnifice ni l-au arătat destul de clar și astfel au demonstrat necontestarea. Sună marșul închinat lui Sergiu Nicolaescu. Acest marș al compoziției noastre, în aranjamentul lui Iuri Rumianțev, se numește România, drum înainte.